Pentru mine, anul 1990 înseamnă liniște. În anii 90, când de altfel am și devenit student, cred că era o luptă pentru supraviețuire această chestie, această situație. Odată însemna, nu știu, poate și astăzi studenții mai merg la gară ca să primească pachet la locomotivă, dar atunci asta chiar era o treabă foarte importantă. Practic se striga catalogul în gara de nord. Însemna foame, în primul rând, însemna iarăși un cuvânt pe care lumea nu știe, bandă. Bandă la cantină înseamnă să mănânci ce rămânea de la ceilalți studenți. Asta înseamnă să faci banda. Eu aveam o tehnică aparte, secretă, până în ziua de astăzi. Mi-am notat zilele de hram ale multor biserici din București și mergeam și mâncam acolo de la babe. Trăiam destul de bine, dar nu spuneam la nimeni că nu voiam să împart prada cu nimeni. Evident, era o prelungire a perioadei de dinainte de 89, în care toată lumea asculta, evident, decalat muzica anilor 70, deci eram semi-hippie, rockeri, părul lung, descopeream concertele, lumea liberă, muzica a început să circule vinilurile, unii poate că aveau chiar și CD-uri, dar ei erau foarte bogați. În orice caz, era mult de recuperat, nu se asculta muzica nouă, era destul de greu așa, era un fel de radio vacanță un pic evoluată, cam aia era muzica, adică Stairway to Heaven încă era o piesă proaspătă pentru multă lume. Era o epocă interesantă în care lumea descoperea probabil ceva care semăna cu Dallas-ul și cred că ăla era reperul cultural și de succes al tuturor românilor în acele vremuri și chiar și directorii de firmă purtau sacourile alea, erau niște sacouri colorate și grosuțe, destul de greu era să trăiești din ele, că am curgea apa din perciuni, pe care ulterior le purtau absolut toți bodyguards-ii din România. Erau unele mov, care se combinau cu cămăși albastre, cu cravate galbene. Era o ferie, era un buchet de frezii în România atunci, la intrarea în toate instituțiile principale importante. Ar fi niște concerte de jazz, pentru că atunci am văzut o grămadă de artiști, era o epocă în care țigările aveau voie să investească în publicitate și în sponsorizări și așa am văzut niște festivaluri teribile de jazz cu niște artiști care acum nu mai sunt, nume imense pe aceea scenă, eram paralizat de bucurie. Astea ar fi niște momente. Pentru mine a fost unul care e legat de radio, pentru că eu când am început să fac radio am făcut știri și după aceea am trecut la rondul de dimineață, am făcut matinal și aveam această, nu știu, obligație să scriu tot ce spuneam la radio și atunci aveam o arhivă și primul meu moment de cădere, dar a fost unul serios, probabil că am experimentat ceva care s-ar putea numi depresie, a fost când am descoperit, eu eram și mesianic și voiam să schimb lumea și eram foarte cuprins în vârtejul semipolitic, luptam cu Iliescu, în fine, aveam problemele specifice acelor vremuri și am început să mă uit în fiecare zi la ce scrisesem și spusesem cu un an sau doi în urmă, aveam o arhivă de 2 ani. Și descopeream că spuneam sau se întâmpla același lucru. Și chestia asta m-a nebunit. Și de la un punct încolo, pentru că aveam un singur coleg dimineața, eu citeam știri de cu un an sau doi din urmă. Uneori trebuia să modific personaje, nume, situații, locuri, dar multă vreme cu asta m-am ocupat și vremea a fost aceeași și am intrat într-o disperare. Era momentul în care urmau alegerile, abia să câștige convenția alegerile și mi-am dat seama că de fapt lucrurile sunt exact la fel și după alegeri și atunci am clacat, mă rog, m-au dat afară, m-au trimis la munca de jos, la emisiune de noapte.
Nu, eu nu cred că lumea nouă, conceptul ăsta de lume nouă a depășit granița lui 1992. Cam după al doilea mandat, începerea celui de al doilea mandat al lui Ion Iliescu, știu că el zice că are doar două, dar au fost trei, lumea și-a pierdut speranța. Era din nou supraviețuire și România semăna foarte tare cu România de dinainte de Revoluție. Nu, ăla a fost un moment în care toată lumea a început să-și cam vadă de treabă. Adică partea aia de plete în vânt și speranță și cântat în piața universității a fost ucisă practic în următorii 2 ani. Ăla a fost momentul. Cred că domnul Coposu ar fi un reper care nu s-a demodat. Pentru că era un tip pragmatic, eficient, din păcate lucrurile s-au petrecut prea târziu pentru el. Și sigur, regele Mihai pentru mine a fost un om pe care merită să-l iubești, e la care te gândești, îți îndrepți spatele, știi, când te gândești la el. Acela a fost un moment de revoluție, pentru că se rupea legătura cu trecutul, sigur, reperul de radio era România Actualități, n-aveai ce să faci chestia asta, și am descoperit libertatea și mai mult decât atât, cred că foarte multă lume a descoperit discursul, pentru că noi nu știam să vorbim, în primul rând că nu aveam voie să vorbim. Noi veneam dintr-o lume în care era interzis să spunem ceva, orice. Sigur că odată cu treaba asta a început să apară profesionalismul, pentru că deja se crease un tip de standard, de lucru, și atunci toată lumea avea la ce să se raporteze, la ce să aspire, pe aici era. Altfel, cu siguranță a fost un cutremur în mentalitatea tuturor celor care se tocmai începeau să consume un mediu care până atunci era ascultat cu perna pe difuzor, că singurul reper, să spunem, liber era Europa Liberă de radio sau de muzică și așa mai departe. Deci cred că a fost o efigie a libertății și probabil a normalității din punctul ăsta de vedere. Eram anul de facultate, dar pe care l-am și pierdut de altfel, m-am îndrăgostit. Și atunci am ajuns la radio pentru că mi-era jenă de ai mei și am zis că trebuie să-mi iau și eu ceva de lucru. Nu, mi-a displăcut total, dar după aia, pentru că am început să vorbesc, eu nu vorbeam, eram destul de introvertit și nici nu aveam o mare stimă pentru specia umană, ca și acum de altfel, am descoperit canalul ăsta. Nu trebuia să mă vadă nimeni. Eram foarte fericit că nimeni nu știa cum arată atunci oamenii care vorbesc la radio. Deci eram foarte bine ferit, nu ca acum. Și da, cred că m-a ajutat să mă structurez radioul în sine. Și probabil să și scriu bine. E o școală foarte bună. Ăla a fost un moment, e încă o bomboană foarte amară și mai ales a fost semnalul că România nu se schimbă. Brucan a evaluat destul de greșit, chiar și așa cum a evaluat el, și mai ales era ciuda asta că lumea nu vrea să iasă din complexul Stockholm. Și da, ăla a fost un prag, cred, pentru foarte multă lume și cel mai probabil un moment în care foarte mulți oameni tineri au decis să părăsească România. Cred că a fost o dovadă că establishmentul nu lasă niciun centimetru liber și puterea trebuie menținută cu orice preț încă mult timp de acum înainte, fără să se reformeze în sensul ăsta. Da, a fost un moment nasol care, sigur, ți-a arătat că, de fapt, trebuie să înveți să supraviețuiești sau pur și simplu să-ți iei la revedere. Am încercat să plec mai devreme și am avut o
mă rog, nici nu am insistat foarte tare. Pe de altă parte îi aveam pe ai mei și pe de altă parte descoperisem și povestea asta cu radio, TV, în fine, mă mișcam destul de mult în partea asta, în zona asta și mi s-a părut că aș vrea să fac asta, dar mi-e greu să fac același lucru în altă limbă și atunci hai să vedem dacă pot să mă țin de povestea asta. Oricum, în 2001 am renunțat, 2000 sau 2001 am renunțat la radio și cam aia a fost. Cred că e vorba despre ceea ce înveți la școală sau ceea ce te formează. Pe noi n-avea cum să ne formeze internetul și spiritul ăsta de apartenență cred că era ceva mai apăsat, pentru că nu aparțineam universalului așa cum o face orice nativ digital. Pentru ei nu cred că e o problemă și nici nu cred că pot să fie judecați pentru chestia asta. Ei chiar aparțin unei lumi care se mișcă liber, fără granițe. Sigur că te gândești că ar fi nasol să plece chiar toată lumea. Pe de altă parte, nu poți să te implici aici, nici nu cred că sunt lucruri comparabile. Păi toți eram așa, bineînțeles că eram impregnați de o misiune nobilă, care sigur se mai așează odată cu trecerea timpului și cu toate trenurile care te lovesc din toate părțile pe măsură ce înaintezi. Și ceea ce poți să înveți este că poți să te aperi mai bine și poți să devii ceva mai eficient, să fii un fel de Jackie Chan așa. Ai văzut că ăla se bate și pe scări rulante și peste tot, se folosește toate alea ca să se apere. Cam asta cred că ar trebui să înveți, nu cred că trebuie să fii Rambo. Poți să locuiești aici, poți să te miști destul de mult, poți să circuli și cred că e suficient de la un punct încolo. Și sigur că dacă la un moment dat nu-ți mai place, poți să și pleci. Dar mesajul ăsta încărcat de obidă, știi, pe care l-au toți cei care pleacă, pentru că e iarăși o suferință, e un fel de pasiv-agresiv mesajul ăsta, îți arată că de fapt oamenii nu și-au rezolvat problemele și că tânjesc către lucruri pe care l-au părăsit sau pe care îl neagă. Și mi se pare foarte dureros. E un chin să trăiești așa. Cred că poți să fii împăcat cu lucrurile astea și cred că ar trebui să zâmbim, să ne vedem de treaba noastră. Cred că suntem mai puternici. Nu știu dacă ne definește, că nu trăim în dictatură. Știi? E altceva. Dacă te luau de pe stradă și te tundeau, hai că aveai un motiv mai serios. Acum e bine. Putem să facem mișto unii de alții și în public. E bine. Era momentul când trebuia să fiu dat afară. Eu eram, mă rog, dat afară de multe ori și pe săptămână și în general, așa. Și da, acum chiar trebuia să fiu dat afară și mă dusesem să fiu executat și l-am întâlnit pe un domn care era jurnalist la Adevărul, mi se pare. Și ăla s-a uitat la mine așa și a zis: tu ești Răzvan Exarhu? Da. Și aveam părul până aici, am supărat, blugi rupți, eram și haladit, așa cum se spune la Nana Brăila. Și zice: băi, că nu-mi imaginam că arăți așa. Nu știu, aveam 26, 27 de ani, ceva pe aici. Cred că 26. Și zic: da, cum adică? Păi nu știu, că ai, vorbești așa, ești totuși și serios. Și zice: hai să-ți povestesc ceva. Dimineața merg cu, nu știu ce autobuz, nu mai țin minte ce autobuz, mergea de la Piața Iancului la Casa Presei. Și foarte aglomerat, cum era dimineața, tocmai apăruseră niște autobuze din astea care aveau stație radio și difuzoare, erau noi. Și lumea s-a urcat cu greu în autobuz, cu greu s-au închis ușile, cu greu a plecat din stație și când a plecat din stație am început să vorbesc eu. Și șoferul a schimbat postul și oamenii din autobuz au început să huiduie. Și ăsta a oprit autobuzul, a ieșit din cabina lui și a întrebat pe ăștia care e problema. Și ăștia au zis: vrem să-l ascultăm pe ăsta. Și ăsta a zis: nu pot să conduc când vorbește el, că mă face să râd și nu sunt atent la trafic. Rămânem pe loc. Și s-a dus înapoi, a schimbat postul, eu am terminat, vorbeam mult, ca și acum, deci a avut timp. Așa, și autobuzul a stat pe loc până când am terminat eu ce aveam de spus, a început muzica și a plecat autobuzul.
Și atunci am zis, mulțumesc, eu n-am nevoie de mai mult, eu mi-am atins. Adică dacă aveam o misiune, da, asta era. Știi, pentru mine era să stric regulile universului și să-i fac pe oameni să se ghideze după această nevoie de a asculta, de a râde, de a se simți liber și mai ales solidar. Pentru că îți dai seama ce sentiment trebuie să fi fost în autobuzul ăla. Vezi, bă, toți îl ascultăm pe ăsta, suntem bine, știi, am oprit autobuzul. Îți dai seama ce asta. E ca și cum ai deturna un avion să te duci la plajă. Când la Revoluție lumea a ieșit în stradă, păi și îmbrățișări ca alea, eu nu am mai simțit atunci când vine vorba de necunoscuți. Nu e ca la o nuntă sau, știi, un loc în care ești safe. Păi era lume. Și bucuria aia pe care o aveau oamenii când se strângeau în brațe și țopăiau în mijlocul străzii, au toate alea oprite pe stradă, autobuzele arse, dar în fine, îmbrățișarea asta a contat foarte mult. Și cred că ceva din spiritul ei a rămas în oameni, știi? Și asta cred că este inocența aia. Oamenii încă se descopereau unii pe alții. Fuseseră închiși în case, n-aveau voie să vorbească, n-aveau voie să petreacă, nici n-aveau cu ce, n-aveau ce să bea, n-aveau ce să mănânce, dar descoperiseră libertatea, știi, și pofta de a citi, de a dezbate, adică era o lume care vorbea, știi, era o lume care își dăduse drumul la gură și mai ales la sentimente, și ură, și dragoste, și de toate, s-au întâmplat toate atunci. Ei, partea aia mi se pare că rămăsese încă vie în oameni, după care încet încet am intrat în economia de piață și am devenit eficienți cum ar veni. Cred că nevoia de bani și o genă care nu n-a fost asimilată cum trebuie și care pornește de la răscoala din 1907. În nouă ne era fomică. Noi voiam să acumulăm, să arătăm, adică partea aia de opulență a anilor 80, când îți arătai blugii piramid și lănțișorul de aur de la gât, a supraviețuit. După aceea a fost extinsă. Trebuia să ai balcon cu baluștri de inox. Trebuia să ai toate lucrurile pe care trebuia să le arăți. Adică partea asta cred că pur și simplu a înghițită. E un monstru de inox și BCA care a înghițit practic omenirea. Și după aceea n-a rămas decât ceea ce vedem azi. Adică urmarea firească e ceea ce poți să vezi pe Instagram, la influencer, la oamenii care îți arată cât de bine sunt. Adică, a rămas în continuare. Sigur că face parte din specia umană chestia asta. Oamenii care nu au nimic, e teama de vid, sunt multe lucruri acolo. Dar partea asta care se naște într-o lume care încă e săracă și neașezată, încă dăinuie. Adică cred că, nu știu, două, trei generații poate se va rezolva chestia asta. Așa.